Salutare tuturor, bine v-am regăsit la Portal SM Live. Invitatul meu de astăzi este domnul Mihai Pătrașcu, directorul aeroportului internațional Satu Mare. Bună seara, domnule director, bine ați venit la noi în studio. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Înainte de a începe, vă reamintesc să dați like și follow paginii Portal SM, vă înscrieți astfel în comunitatea noastră, care deja a depășit 138.000 de urmăritori chiar doar pe Facebook, plus pagina noastră a sărit deja de 80.000 de like-uri. O să încercăm astăzi să scoatem de la domn director niște informații care ne interesează foarte mult, și anume spre ce noi curse vor fi, spre ce noi destinații vor fi zboruri din Satu Mare. Dar până să răspundă domn director acolo, vă invităm pe voi să scrieți acolo la comentarii spre ce orașe v-ați dori să fie zboruri din Satu Mare. În momentul de față, Satu Mare este, ca și timp, este foarte aproape de foarte multe capitale europene, de orașe importante. Vă reamintesc, noi aici la Portal SM luptăm cu fake news-ul și tocmai de asta am dat startul acestor emisiuni live, ca să vedeți exact, să luați informația direct de la invitatul nostru. Propun să începem, domnule director, dar înainte de a trece pe ordinea de zi, să zic așa, haideți să lămurim puțin subiectul incidentului de săptămâna trecută cu avionul care s-a simțit puțin fum, pasagerii au fost evacuați. Explicați-ne dumneavoastră mai concret. Da, am mai citit și prin presă și am auzit și la posturile centrale chiar sintagme de gen scene de teroare și groază la aeroportul Satu Mare sau evacuare de urgență sau știu eu. În niciun caz nu a fost vorba de așa ceva. A fost, vreau să vă spun că aeronava companiei care a venit la noi și care zboară la Londra este una dintre cele mai noi aeronave din flota respectivă. Cred că nu are nici 2 săptămâni de când a fost dată în folosință. Și undeva pilotul a sesizat o neregularitate, a hotărât să debarce pasagerii și să facă verificările necesare, chiar mai mult decât atât, după ce a făcut el verificările, a chemat și o echipă tehnică. Evident, noi aici la Satu Mare, neavând o firmă sau o echipă care să facă sau să asigure serviciul la avioane, a trebuit să vină din altă parte și a durat câteva ore până să ajungă. Timp în care pilotului a expirat acel program de zbor zilnic și el a hotărât să facă testele necesare echipa care urma să vină, ca și pasagerii să zboare a doua zi cu aceeași aeronavă sau cu altă aeronavă. S-a adeverit că nu a fost nicio problemă, toate încercările au trecut cu succes, atât testele motoarelor cât și partea de aparatură de bord, toată electronica a fost în regulă, deci a doua zi aeronava și-a luat cursul și a luat zborul spre destinația dorită fără nicio problemă. Dar a fost evacuare de urgență sau nu? A fost o evacuare, nu a fost evacuare de urgență. În cazul unor aeronave, evacuarea de urgență înseamnă tobogane, înseamnă altceva. Deci aici, practic, a fost o evacuare absolut normală. Cum știți cum e, cultura oamenilor nu este întotdeauna cea mai, hai să-i spunem, adaptată la situație și poate nici multă lume nu călătorește chiar așa mult cum ar trebui. Și sigur că interpretările sunt de foarte multă natură și cresc, se amplifică, dar în niciun caz, nici noi ca aeroport nu ne-am confruntat cu o evacuare de urgență, nici pilotul nu a menționat niciodată acest lucru. A sesizat o neregularitate. Înțeles. Dar probabil că n-ar trebui să pun întrebarea asta. Dar aeroportul are, din câte știu eu, echipă de pompieri, are chestii care să intervină în caz de altfel urgență. Altfel nu am putea funcționa. Asta zic. Deci, evident. Chiar dacă ar fi fost ceva, evident, cât de cât da, era dar, pregătit. Repet, nu a fost nicio situație de urgență. În orice situație de genul acesta, ceea ce se accentuează este, în primul rând, securitatea și siguranța pasagerilor. Siguranța este cuvântul cheie în aviație în ultima perioadă, spun de câțiva ani încoace, de când Agenția Europeană a Aviației vine cu niște norme foarte stricte și e normal să fie așa. Deci pasagerul este cel care este rege peste tot. Dacă cumva se întâmplă să întârzie un zbor, să îi se anuleze,
să fie o neregularitate. Pasagerul este cel care este rambursat, chiar dacă este o companie low cost, chiar dacă și-a cumpărat biletul la preț foarte mic, în orice situație pasagerul este cel care, chiar dacă nu ajunge la timp la destinație, până la urmă tot ajunge, chiar pe o altă rută, dar este și păgubit și este și rambursat. Este despăgubit și este rambursat. În cazul de față, li s-a acordat cazare pasagerilor care au dorit, li s-a dat masă. Singurul aspect puțin negativ și un pic delicat pentru ei și pentru unii din ei a fost faptul că unora le-a expirat testul de intrare în Marea Britanie. Dar asta nu are nicio legătură cu compania aeriană. Adică cele 72 de ore pe care ei le aveau de la testul care a fost efectuat probabil de joi sau de vineri, până sâmbătă era în regulă, dar până duminică deja nu s-au mai încadrat ca timp. Și într-o vreme, sâmbătă noaptea, pe la vreo 12, am hotărât cu colegii mei, hai să facem cumva să chemăm o unitate de analiză medicală la noi în aeroport, ca a doua zi dimineața, anticipând situația în care mulți pasageri nu vor avea testele sau vor avea deja testele expirate. Între timp vorbiserăm cu cei de la Border Police din Marea Britanie și cu compania din Marea Britanie. Evident că nu i-ar fi lăsat să intre pe teritoriul Marii Britanii dacă aveau testul depășit sau expirat. Deci am vorbit cu un laborator de analize care a răspuns foarte bine solicitărilor noastre. Au venit 5 oameni, le-au făcut analize, în 10 minute au avut răspunsul la varianta autogen. Deci, practic, asta a fost impedimentul pasagerilor, dincolo de faptul că n-au putut călători în ziua respectivă. Dar, repet, lucruri de genul acesta se întâmplă, nu trebuie să-l tratăm nici măcar ca o situație îngrijorătoare, este un incident minor. Și odată ce cresc cursele la Satu Mare, vedeți că se întâmplă să fie și așa ceva. Crește și probabilitatea să se întâmple. Da. Deci în momentul de față avem zboruri spre București, Frankfurt, Londra, Paris, München, urmează, dacă bine știu, și Roma. Da, cu mici detalii. Avem zbor regulat către București, așa cum ați menționat, avem zborul de Londra, avem zborul de Paris care a fost deja inaugurat în 28 aprilie 2021. Din punctul meu de vedere este o zi hotărătoare pentru aeroportul Satu Mare. De atunci începem să vorbim despre o altă epocă la Satu Mare și nu spun cuvinte mari, dar să știți că așa va fi. Deci de acum înainte o să vorbim de cât mai multe orașe și capitale mari care se vor lega de Satu Mare. Apoi mai avem încă două zboruri anunțate, încă unul de Frankfurt, care ar fi trebuit să înceapă din mai, dar tot din cauza pandemiei și a situației din Germania, unde este un pic mai strict decât în Franța, compania a hotărât să mai amâne puțin zborul, undeva până în iunie, deci undeva în 2-3 săptămâni ar trebui să înceapă. Un zbor de München care a fost anunțat undeva la mijlocul lui iulie, dar nu s-a hotărât încă exact data. Compania aeriană chiar discuta, noi discutăm foarte des cu cei, cu reprezentanții tuturor companiilor. Ne spuneau acum într-o zi că ar vrea să-și achiziționeze sau măcar să închirieze o aeronavă un pic mai mică. Au o aeronavă de 230 de locuri și aceeași situație fiind și acum în Germania, e greu să începi o rută nouă în situație de pandemie cu aeronava așa mare. Și probabil că vor veni în măsura în care vor găsi și au găsit o aeronavă, dar trebuie să facă formalitățile pentru matricularea ei și pentru transferul sau pentru închirierea ei. Vor veni cu o aeronavă un pic mai mică și cred eu e mult mai adaptată la cerințele noastre. Și avem sau vom avea din iulie, din 17 iulie și și Roma, Fiumicino. Aș mai menționa faptul că toate aeroporturile care au venit din sau pe care am reușit să le aduc aproape de Satu Mare, începând cu Parisul, sunt aeroporturi de prim rang. Adică vorbim despre Frankfurt, unde nu aterizează la Frankfurt Hahn sau la un aeroport de mâna a doua sau de low cost, ci pe Frankfurt International. München este la fel, deci nu va ateriza sau nu va veni aeronava de la Memmingen sau dintr-un alt aeroport, ci din Josef Strauss, deci un aeroportul central. La Roma la fel, destinația va fi Roma-Fiumicino, cel mai important aeroport din Italia. Pentru mine contează foarte mult lucrul acesta. De ce? Pentru că sătmărenii vor avea posibilitatea ca, odată ajunși pe aceste mari aeroporturi, să aibă o conexiune foarte bună atât înspre alte orașe, cât și înspre alte țări. Aici, de exemplu, aș da o scurtă paranteză. Nu vreau nici să monopolizez foarte mult discuția, dar din Frankfurt clar zbori în toată lumea fără nicio problemă. Deci odată ce ești pe Frankfurt International, deja ai deschisă lumea peste tot, din Australia până în Statele Unite.
La fel se întâmplă și München, la fel se întâmplă și Roma Fiumicino, ceea ce pentru mine contează foarte, foarte mult. Mai mult decât atât, inclusiv în varianta internă, deci atât în Germania cât și în Italia, destinațiile sunt foarte bine deservite sau orașele unde se poate călători de la aceste aeroporturi sunt foarte bine deservite de mijloace publice, atât trenuri cât și autobuse, dar în special trenuri sau chiar metrouri care circulă până în terminal. Cam care e gradul de ocupare al aeronavelor? Cele care au pornit spre destinație. Adică reprezentanții companiilor se declară mulțumiți sau? Deocamdată a pornit cursa de Franța-Paris. Fac o mică paralelă aici. Aeronava face un W. În industria aviatică este foarte, nu neapărat la modă, sau și la modă, dar și eficient acest W. Adică aeronava pleacă dintr-o destinație, în cazul de față Chișinău, merge la Paris, se întoarce la noi la Satu Mare, merge la Paris și de acolo retur spre casă la Chișinău. Aceste patru segmente, patru loguri pot fi făcute într-un singur sau cu un singur echipaj, ceea ce înseamnă o maximă eficientizare a zborului, a timpului de lucru al unui echipaj și al exploatării unei aeronave. Acum, dat fiind faptul că încă în Franța, vedeți, Franța este pe lista galbenă, toți cei care vin din Franța de 4 zile încoace sau de, nici nu știu, cred de 4 zile, automat intră în carantină. Dacă până cu 4 zile nu intrau, ci cu anumită declarație sau cu test, puteau să intre și la excepții, inclusiv dacă stăteau 72 de ore. Fac parantezele acestea pentru ca telespectatorii noștri să înțeleagă situația în care suntem. Deci dacă până acum era așa, acum toți care vin din Franța intră automat în carantină. Motiv pentru care compania a hotărât, văzând că nici vânzările nu sunt foarte, foarte mari de la Satu Mare și nici înspre Satu Mare, a hotărât ca să nu mai facă zborul Chișinău-Paris și Satu Mare, ci Chișinău-Satu Mare-Paris, Satu Mare și retur Chișinău. Adică în aeronava care pleacă de la, sau care zboară de la Satu Mare la Paris, există și pasagerii de Chișinău, care și ei înseamnă un grad important și este mult mai eficient așa. Cam care este gradul de ocupare? Am avut zile în care am avut din 180 de locuri, atât are o aeronavă Airbus A320 care operează la noi cursa de Paris, am avut și 169 de pasageri, ceea ce pentru mine a fost o mare bucurie. Am avut 100, am avut și 70, dar undeva cam peste 50%. Adunând și pasagerii de Chișinău, practic se apropie de un grad suficient și îndestulător, dacă pot să spun așa, pentru compania aeriană. Deci n-am putea spune că ar fi, să zicem, un pericol din lipsă de călători. Deși știu că e prematur să trage o concluzie, mai ales că nu Nu, există în situația de libertatea față nu și de... vreau să vă dau din interiorul industriei o informație, inclusiv companiile care zboară din țară. Să știți că am verificat, în mare, foarte rar depășesc 100 de pasageri sau pe orice rută externă. Asta mi-o spuneau colegii din alte aeroporturi. Și în momentul în care eu am peste 100 de pasageri, încep să spun, înseamnă că suntem sau în rândul aeroporturilor fruntașe. Da. Spre Roma sau. Din 17 iulie va fi Da. un zbor de Roma, de 2 ori pe Interesul, săptămână. există interes? Există, da, am avut bucuria să văd că cu 2 luni înainte de a începe zborul sau de a fi zborul acesta inaugural, deja s-au vândut bilete, câteva zeci, ceea ce iarăși pentru mine e un lucru foarte important. Și asta înseamnă că eforturile pe care noi le-am făcut nu sunt zadarnice, adică datele pe care le-am pus noi companiilor aeriene au fost veridice și chiar e nevoie de trafic la Satu Mare. Ce spuneți companiilor? Dacă puteți să ne spuneți așa foarte pe scurt, ce le interesează pe marile firme, pe marile companii? Acum ar trebui să dau din secretele meseriei. Și să Ce știți că avem puteți? aeroporturi concurente în jur care Ce? de-abia așteaptă să vadă cu ce le momim noi. Păi Adică... da, acum câțiva ani aeroportul din Baia Mare, mă rog, cel pe care l-ați și condus, știu că era mult peste Satu Mare. Așa e, da. Satu Mare avea o cursă de București la Și atât. prețuri mult mai mari decât cea de pe Baia Mare, că preferai să mergi la Baia Mare să zbori decât să zbori din Satu Mare și cam atât. La un moment dat nici cursa respectivă nu știu dacă exista. Și acum mi se pare că s-au cam inversat lucrurile. Așa e. Nu știu, nu sunt la curent astăzi câte zboruri sunt de pe Baia Mare, dar... Sunt 4 zboruri de București pe săptămână și 2 chartere, unul de Egipt și unul de Antalya. Am auzit că deja invidia e inversă. Da, este. Trebuie să recunosc și chiar fără falsă modestie că așa este, dar
așa cum spuneam, cred că unui coleg al dumneavoastră sau de unei colege, iarăși, fără să mă laud, până la urmă omul sfințește locul. Și acolo unde pui suflet, părerea mea este că nu se poate să nu iasă ceva. Chiar dacă nu este în sezonul respectiv, dar este peste un an sau peste mai mult, dar nu se poate să te jertfești într-un loc, să-ți pui tot sufletul, să te dedici unei idei și până la urmă să nu înflorească. Din punctul meu de vedere, acesta este secretul. Asta este și locul pe, sau lucrul pe care eu îl spun companiilor. În primul rând, vin cu o mare doză de suflet, dar vin și cu ceea ce înseamnă o pregătire care e importantă și esențială pentru ele. Adică nu poți merge să vorbești cu reprezentanții unor companii aeriene dacă nu le vorbești limba. Și aici nu mă refer la limba engleză, germană, italiană sau spaniolă, ci la limba aviației. Practic, ceea ce eu încerc, acum eu sunt și pilot și știu ce înseamnă și lumea de sus, știu și ce înseamnă nevoile unei companii aeriene. De vreo 20 de ani chiar sunt în domeniu și am studiat mult și e un lucru care mă interesează, zilnic studiez aviație. Am și o teză de MBA în domeniul ăsta și sunt singurul din țară care are așa ceva. Și e un fenomen care m-a pasionat de mult. Și în momentul în care tu vii cu o cultură bine justificată, solidă, cu niște argumente foarte puternice, în momentul în care tu te pui în pielea companiei aeriene și încerci să-i dai informația predigerată, îi e foarte ușor după aceea să se muleze pe realitatea pe care tu o ai. Și exact asta am reușit să fac cu companiile pe care le-am tras până acum. Da, era o întrebare, cred că mi-ați anticipat asta cu secretele, mă rog, cărui fapt se datorează de fapt explozia asta. Dar haideți să le explicăm oamenilor când ce îi interesează în principal pe operatori. În primul rând, unde este o comunitate locală, adică unde este o comunitate de sădmăreni sau de bihoreni care să fie foarte apropiați de noi, care să poată zbura de la satul mare, sau de sălăjeni care să fie apropiați de aeroportul nostru, sau de maramureșeni. Chiar de ucraineni. Să știți că tot mai mulți ucraineni vin și zboară de la noi. Dacă până acum câțiva ani mi se părea un lucru total de negândit, deja avem pasageri din Ucraina care vin și zboară. Până acum, poate un an sau doi, nu ne-am imaginat niciodată. Eu personal am zburat de sute de ori și nu exagerez de la Budapesta. Nu mi-am imaginat că vor veni unguri să zboare de la noi. Tot mai mulți cetățeni din Ungaria vin și zboară de la noi. Ceea ce pentru mine iarăși contează foarte mult. Și practic, e de văzut comunitățile unde s-au stabilit cei din zona de acoperire a aeroportului nostru, pe o rază de o oră în jurul aeroportului, o oră timp de condus sau două ore. Și atunci, cu informațiile acestea, cu un GDP per capita, cu informații economice, cu ceea ce înseamnă partea de dezvoltare economică locală, cu date despre aeroport, cu date despre avantajele pe care le are un aeroport față de o companie aeriană sau pe care le-ar avea compania venind pe aeroportul X și nu Y, punând toate datele acestea cap la cap, până la urmă trebuie să ne înțelegem unii pe alții. Aviația este domeniul unde întotdeauna am spus nu poți face absolut nimic de unul singur. Primul meu brevet, dacă îmi permiteți o mică paranteză, este de planor și în momentul în care mi-am dat examenul de planor, era o zi foarte urâtă, ploua. Cu planorul nu zbor pe ploaie, de fapt nici cu un avion ultraușor sau micuț nu zbor pe ploaie. Și era ultima zi în care mai puteam să-mi dau brevetul, altfel deja intram în toamnă târziu, era și examinatorul venit, cred că de la București era, și era chiar o zi foarte critică. Eram trei oameni și trei oameni nu erau suficienți ca să pună în mișcare un planor. Adică eram eu un planor, instructorul care era la sol, examinatorul și mai era încă cineva care trăgea un mosor sau trăgea la mosor, practic trăgea planorul sus și trebuia să țină cineva aripa planorului că dacă nu te ajută cineva, nu poți decola. Deci întotdeauna spun că, ia uitați, în cazul ăsta sunt patru oameni care ajută un singur om să zboare cu un planor care este cea mai elementară formă de zbor. Ori în aviație după vorbim... Zborul. Așa e. În aviație vorbim întotdeauna de echipă, de oameni care să fie dedicați unei idei și de oameni care să pună împreună mâna înspre a face ceva împreună. Deducă se simte partea asta fiind, mă rog, când negociază un pilot de la nivel pilot sau de la conducere de companie, decât dacă ar fi altă profesie, să zicem, un jurist sau un economist.
Eu zic că foarte trimis mult. la negociere. Da. Da. Și cum vin întrebările alea frumoase? Spre ce destinații noi aveți în vedere? Sau dacă nu puteți să ne dați, nu știu, orașul, măcar zona, nu știu, spre vestul Europei, spre estul Europei, spre Asia, spre Turcia, spre curse charter. Știu că discutați cu foarte mulți operatori și sunt discuții avansate. O să vă dau răspunsul din două părți. Pentru mine acum e important să consolidăm cursele existente. Adică faptul că am reușit să aducem niște curse într-o perioadă foarte dificilă este, cred, un mare plus. Dar acest plus trebuie justificat, trebuie consolidat și trebuie să crească încet, încet și creșterea trebuie să fie una sănătoasă. Se spune că nu te poți întinde mai mult decât îți e pătura sau că e foarte bine să înveți dansul, dar prima dată trebuie să înveți mersul pe jos. Trebuie să începem, cred eu, cu tehnica pașilor mărunți, să consolidăm ceea ce avem și după aceea putem să ne gândim un pic mai departe. De ce spun lucrul ăsta? Tocmai în situația în care vă spuneam că Germania a fost cu o lună de zile amânată, tocmai că încă nu sunt pasageri suficienți. Când s-a anunțat cursa de Frankfurt, am văzut foarte multe comentarii, au fost câteva sute, dacă nu mă înșel. Unii spuneau, păi de ce nu e München, de ce nu e Berlin, de ce nu e Nürnberg sau de ce nu e Stuttgart? Sigur că nu poți să-i mulțumești pe toți. Și aici mă apropiu de partea a doua a răspunsului. Niciodată nu o să putem să-i mulțumim pe toți oamenii. Dar încercăm să mergem acolo unde sunt mai mulți, unde e o masă critică, ce poate să răstoarne cumva situația asta, sau să răstoarne în bine, sau în sensul frumos al cuvântului, și să facă sau să producă o schimbare. Acum, eu discut, sigur, și cu companiile pe care deja le-am adus și cu alte companii, dar în special cu cele pe care le-am adus, încercăm să ne consolidăm poziția și încercăm să identificăm și destinații noi. Nu aș vrea deocamdată să fac nici public, nici orașele, nici țările respective, dar vreau să vă spun că este o preocupare constantă a mea și eu nu promit niciodată, dar acum era să spun, vă promit. Dar vă anunț că cu siguranță o să știți în momentul în care o să fie ceva nou de la Satu Mare și eu sunt convins că va fi în favoarea sădmărenilor. Cât de curând sau mai așteptăm? Hai să stăm încă, nu știu, mai până în toamnă. Acum 2 ani, mi se pare, era cursă internă Satu Mare Constanța, operată de Tarom. Iar directorul aeroportului Mihail Cogălnicianu a declarat că sunt discuții cu privire la o nouă cursă. Mă rog, aici e o rută mai lungă, Constanța-Satu Mare-Viena, Constanța sau Satu Mare-München. Nu știu, ar fi posibil și în vara asta o cursă, de exemplu, spre Constanța? Și da și nu. Mai degrabă nu decât da. De ce? O să vă și spun de unde vine ideea aceasta colegului de la Constanța, de la o companie cu care eu am luat legătura și care eu i-am propus, tocmai în situația în care Taromul nu ne-a mai dat cursă, pot să spun numele unei companii? Suntem liberi aici pe internet, nu vă... Vă rog. În situația în care Taromul nu ne-a mai dat anul trecut o cursă de Constanța și nici anul acesta, nu știu, poate să mai fac și o paranteză, anul trecut în iunie lansase curse de Cluj-Constanța, Oradea-Constanța și Timișoara-Constanța. Cursele au fost lansate undeva la începutul lui iunie și urmau să intre undeva pe la mijlocul sau spre sfârșitul lunii. Până la urmă le-a anulat tocmai din lipsă de pasageri. Fac mica această paranteză. De ce? Pentru că au spus că nu s-au vândut bilete pe cele trei destinații, adică pe segmentele interne, Oradea, Cluj și Timișoara, Constanța, nu s-au vândut bilete. Da, acum, știu că le contează prețul destul de mult. Evident. Da. Și ajung exact unde porneam noi. Undeva prin februarie, cred că 28 era, s-a lansat sau s-a introdus în sistem cursa de Constanța-Satu Mare sau Satu Mare-Constanța. Din momentul introducerii în sistem, în 4 zile sau 5 zile s-au vândut 144 de bilete. Ceea ce pentru mine, să-ți cumperi bilet din februarie sau de la începutul martie pentru iulie sau august, pentru mine este hotărător și decisiv pentru ceea ce înseamnă nevoia locală de a merge înspre Constanța. Păi nevoia există. Probabil atunci erau prețurile alea promoționale din două cifre. Și în mod ireal sau nejustificabil, Tarom a anulat cursele în 5 martie sau în 4 martie, spunând că nu se justifică. Reacția mea a fost una foarte
neașteptată. Cum adică nu se justifică? Voi după 4 zile vindeți 144 de bilete și îmi spuneți că nu vi se justifică. Răspunsul lor a fost alucinant. Păi da, dar s-au vândut biletele ieftine. Păi evident că prima dată lumea cumpără biletele ieftine, că nu o să le cumpere pe cele scumpe. Dar fac o mică paranteză acum și mă întorc. Au lansat în iunie pentru sfârșitul lunii din cele trei orașe și nu s-au vândut absolut deloc. Eu le-am spus, dați-mi-le mie, dați-mi-le din iunie acum, hai să lansăm și Satul Mare și eu vă garantez că o să le vindeți. Acum, este și o politică destul de interesantă a prețurilor, adică dacă în 2018 vorbeam de niște prețuri foarte bune pe ruta Satul Mare-Constanța, gradul de încărcare a fost extraordinar, deci neașteptat de mare. Aeronava de 48 de locuri, de foarte multe ori aveam 52 sau 53 de pasageri, adică erau 48 plus infanții. În 2019 au crescut foarte mult prețurile. Crescând prețurile, a apărut o situație în care dacă te duci cu un copil sau cu doi copii la mare, practic nu-ți mai convine să dai 600-700 de euro doar pe biletul de avion sau poate chiar mai mult. Asta în situația în care cu 500 de euro de la Baia Mare se zbura în Antalya la 5 stele, all inclusive, o săptămână. Și atunci s-a divizat cererea și practic a scăzut gradul de încărcare, dar și pe fondul unor creșteri nejustificate, spun eu, a prețurilor la bilete. După ce a venit 2020 cu ceea ce noi știm și ne-a dat peste cap, dar existând piața formată pentru Constanța, eu am propus unei companii să vină să facă un zbor de la München la Satu Mare, Satu Mare-Constanța, pentru că deja eram, mă bazam pe biletele acelea de Constanța, facă returul și după aceea Satu Mare-München. Noi ne acopeream două aspecte. Unul, Satu Mare-München, ceea ce voia de foarte mult timp Forumul German sau DRV-ul sau Consiliul Județean sau, până la urmă, toată comunitatea de afaceri de aici și nu numai. Și acopeream și partea de destinații de vară, adică Constanța, într-un context în care încă nu se știa ce va fi vara asta, cât va mai dura pandemia și cât vom putea călători înspre afară. Între timp, eu am, pentru că nu mergeam doar cu o singură companie și nu merg niciodată la discuții doar cu o singură companie, cu patru companii am antamat discuțiile pentru Germania. Una dintre ele s-a hotărât să vină să ne facă zborul de Frankfurt, motiv pentru care m-am concentrat foarte mult pe acea companie. Am lăsat un pic mai moale partea asta și alta a zis, eu vin și vă fac München. Atunci, dacă pretențiile primei companii cu care eu am discutat și care avea ca solicitări reducerea drastică a tarifelor de aeroport, chiar să achiziționăm noi din 50 de bilete 40 în aeronavă, ceea ce mie mi se pare total anormal, pentru că nu pot să justifici sau să garantezi așa ceva. Deci toate aceste pretenții până la urmă au rămas pe locul 2 și eu m-am concentrat înspre locurile unde puteam să avem rezultate și unde chiar am avut rezultate mult mai bune. Uitați-vă că, de exemplu, acum sunt scoase bilete la vânzare de la Satu Mare la Frankfurt cu 29 de euro. Și puteți să vă cumpărați și puteți să intrați să vedeți pe o lună înainte, pe două, pe trei, pe cinci. Vorbim de prețuri de genul acesta. Sigur că nu sunt toate locurile la acest preț. Sunt câteva. Dar de aici încep. 29, după aceea 49, 79. Deci sunt prețuri totuși acceptabile. În condițiile în care anul trecut, sau cu 2 ani, deja vorbim de cu 2 ani, nu de anul trecut, un bilet Satu Mare Constanța era pe un simplu segment chiar și 150 de euro. Spuneți de Antalya la un moment dat. Sunt șanse de să fie o cursă charter, de exemplu, spre o destinație de vară? Sau sunteți în discuții? Evident că sunt în discuții. Da, din punctul meu de vedere, traficul de chartere nu este un trafic sănătos, solid și care să ne aducă venituri nouă ca județ, regiunii sau ca să intre bani în țară. Traficul de charterul este un serviciu pe care tu îl plătești ca pasager ca să scoți banii din țară. Toți banii pe care noi îl plătim ca pasager în charter sunt bani ieșiți din țară. Da. Un trafic de linie regulat pe care eu mă axez este altceva. Este un trafic care e constant și îți aduce bani. Pentru că vin și străini aici, începe să se dezvolte zona, încep să crească firme și nu numai, da. Și se dezvoltă altceva. Sigur, eu sunt în discuții și acum o oră discutam cu o companie cu care chiar ne gândeam să începem de la 1 iulie, chiar dacă este foarte târziu, încă ar mai fi șanse, acum nu neapărat Antalya. Sunt niște destinații care nu se fac nici din Cluj, aici pot să vă spun,
și cu care acum suntem în discuții cu o companie aeriană. Și s-ar putea ca poate în 2 săptămâni să dăm și o veste și un sens bun în, sau o veste bună în acest sens. Da, da. Spuneți că banii ies din țară, dar totuși cred că trebuie avut în vedere și dorința sătmărenilor sau, mă rog, celor din regiune de a-și petrece o evident, vacanță evident, acolo. Cu siguranță. Chiar dacă banii se duc și dacă merge în Budapesta sau în Viena cu mașina, banii aia tot ies din țară. Absolut, absolut. Eu sunt convins că în curând, acum anul trecut deja am fi avut, dacă nu era pandemia, și Antalya și Tunisia, pentru că deja semnasem contractele cu cele două. Anul ăsta fiind un pic atipic, niciuna din companiile care discutaseră cu noi nu și-a asumat nimic pentru că nici nu știa ce se întâmplă. Acum, în momentul de față, sunt sute de avioane la sol și chiar vorbeam cu, mai înainte cu o companie și spunea, cu agenție de turism, cu un tur operator, și acum ca niciodată pot să iau din 7-8 locuri avioane. Până acum umblam înnebuniți din octombrie sau din noiembrie, nu mai găseam avioane pentru iulie sau pentru sezonul de vară. Acum găsești chiar de la o săptămână la alta. Creșteau tarifele din deci minut se schim- în da, minut. Se da, schimbă da. Puțin și modelul de business și situația, dar eu încerc să fiu în, totdeauna la curent cu ce, ce e nevoie și să fiu în, în așteptarea sau în expectația, cu un pas înainte de expectația sătmărenilor. Am făcut un sondaj acum câțiva ani, tot așa simplu, spre ce destinații vă doriți. Parisul a fost pe primul loc cu, nu mai țin minte, 10.000 de voturi am avut atunci. Acum Parisul este deja satisfăcut, să zic. Roma la fel, foarte multe lume ne scrie Satu Mare Bruxelles. Și acolo este o comunitate puternică de, de sătmăreni, mă rog, și maramureșeni, din câte știu eu. E în discuții? Evident că este și Bruxelles în discuții, da. Da, am înțeles. Și nu de mult, adică nu de puțin timp, m-a interesat și Bruxelles și nu neapărat Charleroi, cât Bruxelles International, Zaventem. Încerc să fiu cât mai aproape de dorințele sătmărenilor. Repet, am circulat în sute de aeroporturi și nu exagerez, am umblat mult în lumea aceasta și cam știu și profilul consumatorilor și ceea ce înseamnă nevoia locală. Eu personal am sute de zboruri făcute doar de la Budapesta sau din aeroporturile vecine. Am văzut mulți sătmăreni sau mulți maramureșeni sau mulți bihoreni zburând din aeroporturile vecine. Încerc cât pot să le aduc sau să le aducem, sau încercăm să le aducem, nu numai eu, eu și cu echipa mea, să le aducem cât mai aproape, cât mai multe orașe aici, aproape de ei. Sper să facem un anunț de genul cât mai curând. În ultim, vorbeam și mai înainte despre această întrecere dintre Satu Mare și Baia Mare. Pe multe domenii e această competiție, care până la urmă probabil că e sănătoasă, chiar dacă naște anumite, nu știu, animozități, să zic, sau anumite mici conflicte. Și la meteo, dacă vă uitați, spune Satu Baia Mare, Oradea, deci... Și de la meteo, Satu Mare era la un moment dat, nici nu apare, nici acum nu cred că apare. Cum vedeți dumneavoastră această competiție a aeroporturilor? Mă refer în special la cel din Baia Mare. Știu că au fost discuții și cu cel din Oradea, din Bihor, care, mă rog, acolo sunt anumite probleme. Cred că aici totul ține și de voința, sau în primul rând de voința politică. Acum, mai bine decât mine, nu poate să spună nimeni ceva legat de aeroportul Satu Mare și Baia Mare, pentru că l-am cunoscut foarte bine, pe aeroportul din Baia Mare. Am fost acolo mult timp, cred că vreo 10 ani am fost implicat în mod direct în aeroportul Baia Mare. Îl cunosc, l-am modernizat, l-am adus la nivelul la care este în momentul de față. Știu ce înseamnă și aeroportul Satu Mare, fiecare are și plusuri și minusuri. Acum, cred că cea mai bună variantă era să se găsească o formă de colaborare între cele două și cumva să fie o joncțiune. Adică dacă unul din aeroporturi face destinații în Spania, altul să facă în Italia. Dacă unul face în Anglia, altul să facă în Franța. De exemplu, ar fi o propunere. Sau chiar posturi în aeroport sunt care se dublează, adică nu se justifică cu normă întreagă într-un aeroport și poți să le dublezi aceeași 3, 4, 5, 7 persoane să facă și pentru un aeroport și pentru altul. Sau chiar și pentru Oradea. La dar ce aici, fel de posturi vă referiți? Posturi legate de, inclusiv de partea de achiziții sau de conformare sau de partea legislativă.
activă sau posturi legate de partea noastră specifică de aviație. Adică sunt unele lucruri sau unele funcții pe care automat trebuie să le ai. Dacă nu le ai, nu poți să le justifici. Ori este un manager de, nu știu, să zic, de siguranță sau de conformare, care vrei, nu vrei, dacă ai aeroport de 5 oameni, trebuie să existe. Dacă vrei să funcționezi, să fii autorizat de către autoritate. La Otopeni la fel, e unul singur. La Cluj la fel, e unul singur. Deci, practic, trebuie să ai o persoană care se ocupe de partea asta. Deci sunt unele lucruri care, în mod normal, nu sunt așa mult, așa cronofage, dacă pot să spun lucrul acesta. Dar aici ține strict de o voință politică. Acum vreau să vă spun că relația pe care o am eu personală cu președintele Consiliului Județean Satu Mare este una de excepție. Deci deschiderea pe care am găsit-o aici, nu am găsit-o nicăieri în țara asta. Și el a înțeles foarte bine lucrul acesta. Însă nu toți oamenii înțeleg, sau nu toți președinții, sau nu toți politicienii înțeleg așa bine acest aspect. Așa că rămâne să facem fiecare pentru, pe cont propriu și pentru sine. Da. Deși după nume îmi dau seama că nu puteți fi din aceeași formațiune. Și se practică, știți bine. Nu, mă rog. Eu oricând o să-mi afirm cu toată tăria, așa om ca și domnul Potoc, eu nu mi-am mai fost dat să întâlnesc și chiar este un om care ne sprijină mult. Pe noi ca aeroport, pe mine personal, deci în tot ceea ce am avut până acum a dat dovadă de nu o ușă deschisă, ci de toate ușile deschise. Și un om care înțelege că, până la urmă, asta contează foarte mult, ca politicienii să înțeleagă un fenomen. Am avut la Baia Mare, de exemplu, 3 președinți sau 4 care habar n-aveau de aviație. Dar nici nu înțelegeau și nici nu voiau să înțeleagă. Neînțelegând fenomenul, n-ai cum. Oricum, aviația este un domeniu care costă, nu se face fără bani. Vă spunem de Austrian Airlines, de exemplu, i-am adus la Baia Mare din 5 aeroporturi în care ei voiau să vină să opereze. Noi, ca Baia Mare, am fost pe ultimul loc. În urmă, datorită mie, au venit și au zburat la Baia Mare. Dar mi-au spus clar, după un an de zile, vrem să ne pui un sistem de un balizaj și un sistem de aterizare instrumentală, altfel nu vom mai opera la Baia Mare. Întâmplarea face că atunci s-au schimbat președinții și cel care a venit nou n-a înțeles ce e la balizaj, ce e la ILS, de ce trebuie să dăm 1 milion de euro ca să luăm niște becuri și oamenii au plecat. Adică era din cele 60 de aeroporturi unde operau, Baia Mare era singurul aeroport unde operau în regim vizual, deci operau la vedere pe un radar de apropiere, nu pe sistem electronic de aterizare. Și mi-au spus foarte clar, dacă într-un an de zile nu vă puneți la punct, nici nu are rost să discutăm. Motiv pentru care au și plecat. Și uitați, în 2007 încă nu s-au mai întors. Probabil nici nu vor mai reveni. Dacă un politician înțelege lucrul ăsta și înțelege, și domnul Potoc chiar a înțeles de multe ori, adică întotdeauna când am vorbit cu el și am spus obiectiv cum stau lucrurile, se pot face minuni. Da. Ce planuri aveți acum la aeroport? De ce ar fi nevoie, să zicem, investiții în următorul an? Foarte multe. În primul rând, vreau să vă spun că pentru prima dată ne confruntăm cu situația în care nu ne mai ajunge aerogara, adică spațiul de după filtru, zona de grupare a pasagerilor. În momentul în care chiar e o aeronavă mare de 230 de locuri, devine insuficient acest spațiu, deci trebuie extindere automată. Există pe planificarea de vară și acum încercăm să modificăm unele din zborurile pe care le avem. Există situația ca în 3 ore sau într-un interval de 3 ore să avem 4 avioane, ori 4 avioane, ori 200 de pasageri, înseamnă deja 800 de pasageri, ceea ce e mult peste ceea ce putem noi oferi în momentul de față. Apoi ar trebui... La partea de bagaje era acolo, zona aia se cam aglomera. Așa e, destul de mic și locul acela de la sosire. Acum, venind de pe extern, până trec de filtru, cel puțin acum până se mai face și trierea aceasta epidemiologică și verificarea temperaturii și VAMA, poliția de frontieră, practic se mai triază și nu vin așa mulți sau nu e fluxul așa de mare ca și cum dacă ar veni pe intern într-un avion de 200 de locuri, ca și cum s-ar aglomera acolo. Plus că oamenii călătoresc cu tot mai puține bagaje în ultimul timp. Fiind și o plată în plus la ceea ce înseamnă biletul de transport, pasagerii s-au obișnuit să-și ia un rucsăcel, să-și ia un bagaj de mână și e mult mai simplu. Până la urmă, nu are rost să-ți iei cu tine foarte multe lucruri decât chiar dacă ai nevoie. Și atunci
Practic, zona de bagaje ar fi cât de cât în regulă. Dar, repet, zona de grupare, inclusiv în pistă, ar trebui investit să o consolidăm puțin și să o refacem platforma. Avem doar 4 locuri de parcare și sunt momente în care, dacă sunt două aeronave, dacă vine al treilea și e de mari dimensiuni, nu mai poate să întoarcă. Și asta este o problemă chiar mare. S-ar fi gândit cineva cu 5 ani, de exemplu, că poate exista o astfel de problemă? Nu pot să vă dau un răspuns la întrebarea aceasta pentru că nu am fost nici da, în... Când ați venit? De cât timp sunteți? Din 2018, din iulie, imediat o să fac 3 ani. Și v-ați gândit atunci că evident. Totuși... Din start m-am spus, trebuie să extindem platforma, trebuie să facem ceva, trebuie să extindem aerogara. Într-o vreme, chiar în 2018, chiar cerusem, aveam niște solicitări și urma să intrăm cu niște companii din 2019 să opereze la noi. Chiar făcusem o solicitare, nu e variantă foarte elegantă, dar e ceva ce te scoate din criză, un sistem de containere, de 20 de containere, să-l punem la plecări ca să extindem zona de spațiu de așteptare sau zona de grupare. Era un spațiu destul de generos, de aproape 300 și ceva de metri pătrați, care ne oferea un confort cât de cât. N-am mai reușit până la urmă să facem acest lucru, nici nu a fost cazul că a venit 2020 cu situația aceasta total anormală, dar deja iarăși suntem în situația asta în care e nevoie să facem ceva, inclusiv vara aceasta o să luăm două corturi să le punem, avem noroc și cu vremea, că deja vara pot să stai și în corturi, și o să amenajăm un spațiu cât mai mare la ieșire din aerogară înspre zona de platformă, unde să stea pasagerii și unde să se simtă cât de cât mai confortabil. Da, există, nu știu, planuri mai serioase, să zic, adică un proiect făcut, evident, lucrați la așa ceva? Evident, da. Și așteptați o finanțare, bănuiesc? Da, sau până în decembrie, discuții? Acum, nu, am depus, am publicat pe SEAP și de aproape o lună de zile în evaluare o ofertă pentru o companie care să ne facă partea de proiect de extindere terminal și de refacere pistă. Undeva până în decembrie trebuie să ne pună la dispoziție documentele și să depună cererea de finanțare. Urmează în măsura în care o vor depune, să de la anul și o vom semna, de la anul să începem partea de extindere și de consolidare. O licitație și, mă rog, toată procedura respectivă. Da, da, licitația, da, pentru construcție și execuție. Construcție, da, da, da. Da, este spațiu suficient acolo? Ar fi, da. Ar fi. Tocmai asta este tema proiectantului de acum, să găsească el spațiu, să vină cu propuneri și cu soluții și exact la asta, asta este aspectul pe care îl discutam și aseară târziu cu cei de la autoritate. În momentul în care veți declara un câștigător, neapărat să-i aduceți să discute cu noi, ca din start să vă arătăm unde au fost greșelile făcute de alte aeroporturi, să nu le repetați și voi sau și ei, cei care vă scriu proiectul, și să lucrăm împreună, că e mult mai eficient așa. Toată lumea e interesată să dezvolte ceva, să se cheltuie niște bani, să creștem, pentru că e nevoie de creștere în aviație în țara aceasta, și există și posibilitatea asta. Am înțeles că nu vă place să promiteți, dar vă întreb altfel. Deci în momentul de față sunt 6 zboruri de pe Satu Mare. Peste un an, cam câte credeți că vor fi? Și dacă ar fi 6, eu aș fi foarte mulțumit dacă el ar merge bine. Dacă mai adăugăm un 2-3 în plus, nu pot fi decât extraordinar de mulțumit. Deci, din punctul meu de vedere, ca cele 6 zboruri să meargă bine și să se umple aeronavele, eu chiar cred că va veni vremea undeva din toamnă încolo, când o să avem poate 4 sau 5 zboruri de Paris pe săptămână, sau în care o să creștem frecvențele, nu numai destinațiile. Și asta este iarăși un indicator foarte bun pentru ceea ce înseamnă nevoia locală. Adică, de ce să ai o destinație pe săptămână la, da, un oraș acum total întâmplător, cu care chiar n-am avut discuții și nu cred că se va lega vreodată o relație sau o punte aeriană, Billund, să zic, sau Copenhaga, da? Probabil că sunt și sădmăreni în Copenhaga, cu siguranță sunt. Dar de ce să faci un zbor o dată pe săptămână acolo, când poți să faci 3 sau 5 de Paris? Sau uitați că din iunie deja vorbim de 3 zboruri de Londra. În 2019, chiar după ce am venit eu, erau 2 zboruri de Londra, am crescut frecvențele la 3, după aceea la 4. 4 zboruri de Londra se încărcau
pe săptămână la Satu Mare. Nu aș fi crezut, n-aș fi zis așa ceva niciodată. Am avut grad de încărcare de 97,5% pe o lună întreagă. Deci m-am îngrozit să văd că odată ce se pornește un bulgăre de zăpadă, el merge, atrage de la sine pasageri și vă spuneam, vin pasageri tot mai mulți și din Ucraina și din Ungaria, din județele învecinate și odată ce oamenii au început să circule, simt nevoia asta să-și alimenteze călătoriile. Oricum, știu că e în trend, adică numărul celor care călătoresc cu avionul crește exponențial de la an la an. Absolut. Și deci, e nevoia locală. Dacă e să judecăm după datele pe care le avem, în momentul de față, noi suntem undeva sub 25% din ceea ce ar însemna nevoia de trafic sau nevoia de zbor. Deci, până să ajungem la nivelul de a ne satisface nevoia, nu dorința de a face altceva, este încă drum lung. Aveți niște cifre, adică, deși nu cred că sunt relevante în contextul pandemiei, nu știu, câți au zburat în 2018, 2019, poate 2021, dacă aveți ceva parțiale sau așteptări, să zic. Sigur că am și cifre. Acum depinde cum vă interesează. Pe luni, pe an, pe destinație? Pe an. În principiu, cam câți pasageri au zburat de pe aeroportul Satu Mare? În 2018 vorbim de 60.000 de pasageri, 2019 deja 75.000, în 2019 au fost 85.000. În 2020 eu spuneam că o să depășim numărul sau populația orașului, adică treceam bine de 100.000. Și anul trecut, în februarie, eu venisem de la o discuție sau de la niște discuții cu o companie aeriană care voia din toamnă 2020 să facă 4 destinații. Având un plan și un proiect foarte ambițios, ca în 4 ani de zile să vină cu 16 destinații, câte 4 pe an. Deci în fiecare an se adauge câte 4 destinații la Satu Mare. A venit 2020, n-am putut nicicum, dar ia uitați că cele 4 destinații de care noi vorbeam în 2020, care ar fi trebuit să vină în toamnă, au venit în 2021, în primăvară sau în sezonul de vară, că vorbim de 2 sezoane, de iarnă și de vară în aviație. Și practic am pierdut doar o jumătate de un sezon, deci doar o jumătate de an, ceea ce nu este o tragedie, dacă stăm să ne gândim așa. Deci suntem pe o tendință crescătoare, pozitivă și eu zic bună. De asta ați spus că Satu Mare intră în altă epocă. Da, nu? Da. Sau ar mai fi și altceva de... Hai să o lăsăm așa deocamdată. Bun, eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă mulțumesc și vouă că v-ați rupt din timp și ne-ați urmărit, semn că vă pasă de ce se întâmplă la noi în județ și în special la aeroportul din Satu Mare. Ca de fiecare dată, pe portal să ne veți găsi anunțurile principale cu noile destinații de pe aeroportul Satu Mare. Mulțumesk colegilor PhotoKing Studio pentru transmisiunea live. Nu uitați, like și follow paginii portal SM. Să ne revedem cu bine!